Luni, elevii vor reîncepe cursurile semestrului întâi din anul școlar în curs, orele urmând să se desfășoare exclusiv online, cel puțin până în data de 8 februarie. Decizia privind revenirea elevilor în bănci va fi luată după consultările cu factorii implicați în educație și în urma analizei experților privind situația epidemiologică din țară. Elevii din învățământul preuniversitar vor reveni la cursurile desfășurate online începând de luni, Până în data de 30 ianuarie, când se intră în vacanța intersemestrială de o săptămână. Ministerul Educației Sorin Câmpeanu a declarat recent că școala se va desfășura exclusiv online până în data de 8 februarie. Decizia deschiderii școlilor va fi luată, afirmă ministrul, după consultarea prealabilă a factorilor implicați în educație și mai ales a analizei experților în ceea ce privește situația epidemiologică din țară. Astfel, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, vor avea loc consultări cu reprezentanții elevilor, studenților, părinților și cadrelor didactice pentru a analiza măsurile ce se impun atât în vederea redeschiderii școlilor, cât și în ceea ce privește compensarea pierderilor suferite de sistemul de educație pe parcursul crizei sanitare. De asemenea, în cursul săptămânii viitoare, sunt planificate consultări cu factorii de decizie din domeniul sănătății, mai precizează instituția. Consiliul Național al Elevilor și-a făcut publică poziția solicitând Ministerului Educației descentralizarea deciziei privind redeschiderea școlilor, în funcție de rata incidenței la nivel local, și demararea discuțiilor privind organizarea examenelor naționale, pentru a avea mai multe scenarii pregătite.